La cei aproape 90 de ani, maestrul literaturii moldovenești Vladimir Beșleagă continuă să scrie în jurnalul său ce simte și ce vede în această lume. Tatăl creației, așa cum îi spun colegii de breaslă, va sărbători 9 decenii în data de 25 iulie. Cu această ocazie, Biblioteca Unisifor Ghibu din capitală a lansat un eveniment dedicat prozatorului, care va dura aproape o lună. În prima zi, mai mulți scritori, dar și admiratori ai creației sale au venit să-i mulțumească pentru cuvintele frumoase care i-au alinat sufletele. De ani pentru un om e puțin. Doresc să fiu senin la cap, să fiu cu sufletul curat și să mă bucur împreună cu cei din prejurul meu. Eu acum fac jurnale. Colegii de breaslă sunt uimiți de atitudinea maestrului, pe care îl consideră un model de școală literară. E părintele meu spiritual, noi toți avem nevoie de el. Este o bibliotecă încorporată în acest creier, este cu o memorie fenomenală pe care să dea Dumnezeu să o avem și noi la vârsta lui. Îi urăm mulți ani. Este fratele nostru mai mare, care încearcă să ne învețe să zburăm, nu cu o singură aripă, dar cu ceea ce avem în interior. E un onor pentru o bibliotecă, mai întâi de toate, să vină și să-l promoveze pe un scriitor. Este cititorul nostru, este cititorul timpului prezent. Și cei care au crescut de mici cu operele lui Vladimir Beșleagă au doar cuvinte de laudă. Are un simț al umorului destul de bine dezvoltat și foarte ușor cucerește persoanele. El a trăit atâtea perioade din istoria noastră și știe o mulțime de lucruri. Vladimir Beșleagă este autorul mai multor lucrări în proză și de jurnal. Printre acestea se numără Zbor frânt, Acasă, Sânge pe zăpadă, cumplite vremi care au marcat un nou început al prozei basarabene.